Autoritățile de frontieră ucrainene au anunțat că începând de vineri s-a luat măsura de a nu permite intrarea sau ieșirea în Ucraina persoanelor care călătoresc pe jos prin PTF Siret. Pietonii care vor să tranziteze punctul de trecere a frontierei Siret vor avea o surpriză, nu o vor mai putea face. Această măsură va fi aplicată până la delimitarea pe partea ucraineană a arterei special destinată persoanelor care tranzitează punctul de trecere pe jos. În schimb, traficul auto se va desfășura în condiții normale, iar în cazul în care situația o va impune, Poliția de Frontieră va suplimenta personalul din PTF Siret pentru ca timpii de așteptare a participanților la trafic să fie cât mai reduși.